suntem patru bătrâni, sași, care mai trebuie să fie înmormântați. Și atunci totul se pune întrebarea, de ce nu m-am mișcat de aici dacă eu acum 25 de ani am pierdut obștea, cu care din 78 până 91 sunt 13 ani și după aceea băncile goale. Biserica evanghelică cu episcopia la Sibiu, mai suntem 11.000 pe toată țara, ceea ce și Iași și București, nu numai Sași. Și vârsta mea este 60 de ani, așa încât noi nu mai suntem în stare să gestionăm un imens patrimoniu arhitectural numai, dar amită cu clopotele și cu orgile și cu toate arhivele și cu așa mai departe. Dar un lucru știu sigur, Dumnezeu mă vrea aici. Aici mă cunoaște, aici îmi cunoaște numele, aici mă vrea. Și anume când spun aici, nu numai în România, ci aici, în satul acesta. Și pentru mine, dovada este că sunt de aici oameni care au nevoie de mine și chiar și unii care mă iubesc. Și de aceea eu de aici nu mă mișc și am spus-o de multe ori. România nu este patria strămoșilor mei, dar este patria mea.